fularul și paltonul ros de moli, nici ceaiul nu mai beau fără lămâie, tot frigul, toată iarna în urmă ne rămâie, că uite, primăvara și-a trimis soli. Soli sunt orchestra și soliștii ansamblului Florile Bucovinei ai Casei Municipale de Cultură. Rădăm să-i aplaudăm! Și vă invit ca împreună cu orchestra, care tocmai a început pe ritmuri de Traviata, dirijată cu dibăcie de Adrian Șerban, să pornim într-un pericul muzical pe Papalon. Soliștii Oana, Simona, Șerban și Ovidiu Foca ne vor delecta spre final cu câteva piese de muritoare din repertoriul românesc și internațional. Vă invit așadar pentru circa două ore să ne însoțiți în lumea muzicală pe portativul cu mărțișoare muzicale. Concertul este transmis live de Rădăuțiar Online și Jurnal de Rădăuți. În continuare vom asculta Quando, Quando, Istoria de un Amor și La Vie en Rose. Audiție plăcută, orchestra Florile Bucovinei! Thank you.
Thank you.
emisiune imaginam când ascultam nemuritoarele piese, îmi imaginam că în rădăuz este un foișor, e seară și cântă orchestra, florile bucurine în foișor și vine lampadarul, stingerea vise. Dacă v-a plăcut, continuăm. Deschidem harta imaginară și ne plimbăm cu textul pe alte meleaguri. Vă propun de această dată, stimați spectatori, să ascultăm The Second Waltz, My Way, Che Sera, Sera, Cerezo Rosa, Serito Lindo și Tarantella, adică fără tarantele, da? Succes!
Thank you.
Dragilor, puteți să vă hidratați puțin? Dacă nu vă dă picioarele, de atâta umbla prin lume, de atâta prin lumea muzicală, vă propun, dragi prieteni, să poposim un pic prin steaua rusă sau prin taigaua rusă, să ne aducem aminte de maestru Turgeniev, tablouele sale minunate de vânătoare. Sau să ne plimbăm pe străzile mai puțin luminatele Moscovei. Dragi prieteni, muzica rusă, dansul rusesc, a inspirat foarte mulți muzicieni din toată lumea. Știți foarte bine sunetul de mitralier al Kalinkei, da? Vă propunem în continuare, dragilor, să ascultăm împreună Kalinka, Ochi Chorne și Nopțile Moscovei. Maestru.
Nopțile Moscovei, întunecate cu lanterne, cu mașini negre dubioase. Dragi prieteni, vreau să vă propun ceva. Și voi apela la soluția modernă. Vreau să vă recit o poezie pe care am scris-o în 2009. Poate știți că mai cochetesc cu scrisul, mai ales că sunt la pensie. Bătrân, cu barbă, mi-am fost pus eu cândva. Nu e asta poezia. Se apropie 8 martie, da? Iubito, ne-au rămas umbrele pe așternut și dimineața, uite, încă nu se face. Hai să ne întoarcem în salon de la început și lasă-mi gura cu sânuți să se joace. Îmbrăcișat să ne găsească amurgul, pe trupuri mângâie lepice de lumină, în ochiuți limpede se vedea arzând burgul și totul pare pârjolită grădină. Nu-i nimeni în jur să ne cânte cu foc ca nunta, zanfire, odinioară, nu-i nimeni să urnească din loc dimineața asta atât de opacă, atât de neclară. Ieșim spre ziua pe prisma cea veche, lumină să aducem umbrelor din așternut. Pe buza dimineții, un greier cântă după ureche povestea zilei care încă n-a început. Iubito, ne-au rămas umbrele pe așternut și dimineața, uite, încă nu se face. Hai să ne întoarcem. Să o luăm de la început și lasă-mi cura cu sânuți să se joace. Mulțumesc! Dacă ne-am plimbat prin Est, vă invit să facem câțiva pași lateral stânga spre Vest, muzica vorbind. A, nu! Nu vom dansa Ciardaș. Am făcut-o pe la 1919 cu o pinga în Budapest. Cine-și minte? Vom asculta dans ungar, maestre, Brașovas. Thank you.
Acest dan sunitar seamănă foarte mult. Mi-am imaginat un scenariu când veneau încet trupele lui Bela Kun și când începea puternic, armata română după ei. Prieteni, longevitate. Am văzut la ofițerul stării civile zilele trecute, la poartă, la ușă, în lateralul primăriei, cred că avea 75 de ani, un domn, ca să nu zic bătrân, și tot ieșea, doamna, domnul, dar v-am explicat că nu ieșiți, vă rog. Zic, doamna, dacă acest om insistă să-l primiți la etatea lui, eu cred că are dreptul să-și pline un punct de vedere. Și am asistat la conversația dintre ofițerul stării civile și acest domn. Băi, de unde ești? A plinat din Horodnic. Și ce vrei? Vreau să mă însor. Da, adică simt că clocotește sângele mine, că bine, mai de ochii mei, mai de ochii celor din jur, bine, uite, ți aranjam în joi. Ne. Joi sunt soară tata. Poftim? Joi sunt soară tata. Păi câți ani are? 96. Păi și el mai, la vârsta asta, mai vrea să căsătorească? A, nu, dar forțează părinții. Dragilor, dacă nu ați obosit, ne uităm puțin deasupra hărții, ne uităm deasupra rădăuțului și vă invit să ascultăm împreună, să urcăm mai spre nord, încă două piese. Este vorba de Hora Primăverii și Suvenir Ucrainian. Vă rog. Thank you.
Dragi prieteni, prima parte a periplului nostru muzical, mărțișoare muzicală, s-a încheiat, dar în partea a doua, soliștii Ioana Simona Șerban și Ovidiu Foca ne vor oferi alte mărțișoare muzicale. Ei vor interpreta șlagăre vechi, șlagăre noi. Și gândiți-vă, dragi prieteni, am aflat un mic secret. Sau poate nu secret? Sau poate secret? Mă rog. La a treia piesă, cea care va cânta, mai are o lună și naște. Și poate este an și mai va cânta la fel. Cei doi soliști, dragi prieteni, vor interpreta următoarele piese. Those Were the Days, astăzi e ziua ta. Mulțumesc, iubită mamă, ceea ce spuneam adineaur, da? Mi-am pus busul, eu cumpăr, eu strâns în copii. Săracă inima mea, vrei să ne întâlnim sâmbătă seara? Pe lângă propriul fără soț. Nu să ne întâlnim, iată pe el, pe lângă propriul fără soț. Dar aruna e bani în tine dragoste, căsuța noastră, Ionel, Ionelule, și astăzi seară nimeni să nu doarmă. Vă rog, audiție plăcută! Îi poftim în cer! Ioana, Simona, Ovidiu! Choose with heart and mind.
natura-n sărbătoare, cu flori s-a împodobit. Let me lay my mind.
firii. Nu pleca fără să-mi lași zăcămintă de iubirii. Bravă suflet uriaș și secretul nemuririi. Bravă suflet uriaș. Mulțumesc, iubită mamă, iubită mamă, iubită mamă. Că zic că lumea
că mănânc un duc pe care le dușuresc. Bine, nu se poate, nu, postesc și eu și tu, numai sâmbătă putem să ne dăm frate. Oh,
astea am dus viața de răpoastă și lumea m-a certat. Ca o gară fiță în glastră, în florea iubirea noastră, dar tu într-o ai plecat. Ca să mi de fapt nevastă, am dus viața de răpoastă și lumea m-a certat. Ca o gară fiță în glastră, în florea dragostea noastră, dar tu într-o ai plecat. Lăsuța lasă, îi ușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Lăsuța noastră, unde câine am să dat, prin ce dorul salve de mărgire, acum aș pe drumul rele mine, nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca amintire dorul care mă însușie și un suflet întristat. Pentru salve de mărgire, acum aș pe drumul rele mine, nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca amintire dorul care mă însușie și un suflet întristat. Căsuța roase, cuib ușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Căsuța roase, unde câine am să dat, în ce dorul necetat. Fetiță, am să-ți iau fustă vestiță, ca să treabă lumea să. O nevreabă mătăsoasă, cum să fii cea mai frumoasă și mai scumpă în sală tău. De-aia să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă vestiță, ca să treabă lumea să. O nevreabă mătăsoasă, cum să fii cea mai frumoasă și mai scumpă în sală tău. Căsuța noastră, cuib ușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde câine am să dat, în ce dorul necetat. Căsuța noastră, cuib ușor de nebune, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde câine am să dat, în ce dorul necetat.
căutam să cântăm. Astăzi seara dans ne strânge brațe, o fată frumoasă din Bucovina. Astăzi seara le rugăm pe soață să se știe că n-au observat. Ține pe tu, ține pe si, ține pe la măcuța mea, ține pe mii, ține pe drept, ține pe drept pe trecere. Seara nimeni se doare, că totu-i dormi cum noi mai fi. Nevestecul un pahar mai toare, stai cu mine, nu mă cigăli. Azi cu lăutare după mine, voi porni, hai pui prin București. Voi opri unde-i va fi mai bine, ca să seara-i bine să trăiești. Alături de ea, noi începem să ne aducem aportul pe acest altar al culturii în felul în care reușim. Pentru toate mamele, pentru toate surorile, pentru toate iubitele, doamnele, toate cele care ne fac viața frumoasă. Mulțumesc, iubite mamele! Planeta s-a răcit. Fără tine
Oferite de Orchestra Casei Municipale de Cultură Râdăuți, Florile Bucovinei. L-ați prins în piept, altfel. Mulțumim domnului director Coca Ovidiu pentru sufletul bun. Mulțumim colaboratorilor Ioan Antoneac Dian, Radu Alexei Țambal, Ovidiu Ursachi, chitară bas, Doru Bodaș, cântor. Mulțumim întregii orchestre conduse grațios de dirijorul Adrian Șerban. Mulțumim cu dată Oana Șerban și Ovidiu Coca. Mulțumim partenerilor media, Jurnal de Rădăuți, Madela Ramă, Rădăuția, Corneliu Cârdeiu, Monitorul de Suceava, Luigi Bărăboiu, Viva FM, fotograf Doru Clipa. Mulțumim pentru decor nunți Rădăuți. Dragilor, Iulian Cristin Merinte. Mare de spus, două, trei cuvinte. Să aveți o primăvară frumoasă și înainte de postul mare, uite ce bucurie ne-a oferit Casa de Cultură. Le mulțumim! Fiți buni, vă iubim!